Dar fie că-i aleg serviciile sau nu, sunt dintre noi. cu ăsta e un băiat atât de simplu, după vorbă, după port, mult prea simplu, lipsit de educație, cu foarte multe găuri în CV, nu înțelege economie, n-a condus oameni în viața lui, n-a dat trei salarii, n-a plătit taxe, nu știe să vorbească românește corect, minte de rupe, am demonstrat cu imagini de atâtea ori. Cu toate astea, Nimeni de la PSD nu crede că nu e ok de premier. Și pe membrii PSD nu-i numesc serviciile. La PNL la fel. ciu că e de o prostie care te sufocă atunci când îl auzi. Cu toate astea, liberalii îl cred excelent. Alternativa la acești oameni, în acest moment, este. Este? Vi se pare că există?